aici cu un interviu în exclusivitate Andreea Bob. Andreea lucrează în departamentul de Learning and Development de la Orange ca trainer și este un om super ok și open-minded, dar vă las pe voi să decideți asta. Sfatul ar fi fost o aplicare către învățare. Pentru că așteptarea mea la început era, ok, dăm un training, lasă-mă să știu niște proceduri, organigramă și de acolo o să mă descurc, pentru că nu e așa, pot să o fac. E un lucru care mi se cere constant, să ofer sfaturi. Un om la început de drum nu știu dacă are nevoie neapărat de un sfat din partea unui om care are 13 ani în aceeași organizație. Cred că are nevoie de un sprijin și o asigurare că ușa mea e deschisă. Țin minte că mi-am setat felul de modele. Unul dintre ele era și mama, pentru că era învățătoare. Și aveam și inclusiv profesori la școală pe care îi veneram, dar nu neapărat din prisma informațiilor pe care ni le livrau, ci modalității prin care făceau asta, metodelor pe care le aplicau. Și atunci mi s-au părut, uite, în ei aș vedea niște supereroi și atunci mi-am zis că, băi, ce mișto și important trebuie să fim, da, și împovărător cumva. Și cred că mi-am dorit de atunci să fiu profesor. Pentru mine contează foarte mult ca în momentul în care vin dimineața la job să văd fețe simpatice cu care să-mi vină să interacționez, oameni abordabili și cu care să-mi vină să lucrez. E un lucru important pentru mine. Un alt lucru important e, o să sune corporatist, dar o să spun work-life balance. E o organizație care îmi oferă spațiul ăsta, să am grijă și de familia mea, dar să am grijă și de mine personal, să am grijă și de job. Departamentul de L&D, Learning and Development, e coloana vertebrală a unei organizații. Și atât timp cât organizația sănătoasă are un astfel de departament funcțional și plin de oameni talentoși, e o organizație pentru care vreau să lucrez. E un focus pe învățare continuă, pentru mine e important. Nu avem o destinație, nu mai am o destinație favorită, dar mă bucur de fiecare dată când reușim să mergem undeva și ne rupem de un ritm. Îmi place, de exemplu, dimineața, când vin și văd fețe zâmbitoare care îmi vine să lucrez și am colegi incredibil de talentați și asta mă face cumva să îmi doresc să țin ritmul și pasul cu ei. E o atmosferă relaxantă și îmi vine să vin dimineața și nu îmi vine să plec neapărat, doar că trebuie să-mi ridic copiii de la grădiniță, dar... Consum tot felul de genuri de literatură și n-am un gen, de exemplu, preferat, însă în ultima perioadă mă inspiră oamenii adevărați și poveștile lor. Și o carte grozavă e autobiografia lui Agatha Christie. E o carte grozavă, cumva, din perspectiva asta, că te lași inspirat, dacă vrei, de acolo. Și ce-mi place e că toată cartea e scrisă pe momente și capitole din viața ei și are momente clare când pune stop și trage concluzii, se uită în urmă, trage concluzii și își pavează cumva drumul pe mai departe. Dacă ar fi să inventez o superputere pentru mine, ar fi un ritm. Ritm de învățare, ritmul în care asimilez lucruri, știi că ritmul în care vin lucrurile spre mine e unul accelerat, ritmul în care eu le interiorizez nu e tocmai de cele mai multe ori la viteza pe care mi-aș dori eu. Și asta ar fi o super putere. Cred că pur și simplu e o grijă pe care o avem față de client, față de modul în care construim produse, servicii
având nevoile clientului cumva în minte și drept focus și faptul că modul în care noi avem grijă de noi în interior. Și ne uităm la obiective, dar ne uităm și la modul în care, la cum le atingem.